Primarul comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, a declarat că se află în grafic cu toate proiectele implementate anul acesta, iar pentru anul viitor dorește să continue și să finalizeze ce a început în 2019. Despre proiectele aflate în derulare în comuna Roseți, dar și despre rezultatul alegerilor prezidențiale, ne-a vorbit primarul Nicolae Râșnoveanu. Câteva zile până la sfârșitul anului, cu ce realizări încheiați acest an? Păi, cum să vă spun, deci nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam ca să fac atâtea. Deci modernizarea drumurilor deja, deci în valoare de 5.284.877, am ajuns la ultimul strat de asfalt, pe care, dacă săptămâna viitoare îmi permite timpul, îl voi așterne și pesta și rezolv problema definitivă. O să rămână ceva din construcții, foarte puțin. Deci e vorba de aproape 70% executat lucrarea. Cum îmi permite timpul, accelerăm și facem treabă. Cum ne permite timpul. Eu am început să vorbesc ca și cum eu aș fi proprietarul. Da. Așa. Extinderea rețea canalizare, menajere și modernizare gospodărie de apă, înființarea celor două foraje și reabilitarea rețea distribuție de apă, care C plus M, în valoare 10.634.751, cu coparticiparea mea de 2.180.222, e aproape, cum să vă spun, sunt pe linia de a declanșa lucrările. Aștept permisiunea Ministerului Dezvoltării ca eu să încep deja lucrarea. A fost deja etapa 2. Licitația pentru... Cum? S-a terminat tot. Da, dar trebuie să-mi dea aprobare că s-a rezolvat. Licitația e în bună regulă și ne-am mai cerut niște alte suplimentare. Dar am fost acolo și știu despre ce-i vorba. Declanșăm lucrările cât de curând. Sunt lucrări, sunt capitole de lucrări în devizul general, care se poate executa și pe timp de iarnă. Și eu știu care sunt. Deja s-a stabilit, e un grafic de lucră, stabilit cu executantul, deci noi știm foarte bine ce avem de făcut. Numai să-mi dea ok-ul și gata. În felul ăsta pot să vă spun că la anul a trebuit să mai execute încă un modul la stația de iepurare. Pentru că acest modul nu-mi rezolvă ca funcționare, capacitate de funcționare, nu rezolvă problemele în condițiile în care s-ar corecta toți cei care au baie în locuință. Deci, în condițiile în care se racordează toți, ei vor racorda pe toți, aproape că rezolv treaba la, să nu exagerez, la peste 68% din cetățenii localității. Vor fi conectați și branceați la canalizare. Vă comunic dumneavoastră acum, ca să ia la cunoștință toată lumea, sistemul de canalizare merge foarte bine, totul este automatizat, stația merge perfect, iată, din luna martie, din cam așa ceva, de când am dat drumul, merge constant, fără discuții, am oameni care deservesc instalația, nu-mi fac probleme. Deci merge, nu mă interesează ce se întâmplă în alte localități, cum s-au investit banii, pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează, la mine merge tot. La ora actuală merge canalizare. Că sunt probleme din punct de vedere al tasărilor inegale, că nu știu ce pe trasee. Așa este când se suprapun mai multe lucrări deodată. Se întâmplă chestia asta. Dar timpul le rezolvă, noi de-aia suntem aici, le rezolvăm cum trebuie. Asta e, ce să facem? Ce să facem? Asta e, de-aia suntem aici. Nu trebuie să stăm degeaba, trebuie să facem ceva, nu? Să facem treabă. Că de-aia ne-a ales oamenii. Reabilitare, modernizare, școală gimnazială Leancu Roseti. S-a început la două din cele 5 corpuri de școală să lucrează. Să lucrează chiar bine. Aici e o problemă, le-am spus să fie foarte atenți, să nu ne pomenim cu vâncor de școală căzut, pentru că lucrările de rezistență care se execută în perioada asta la astea două corpuri de școală.
Aceste două corpuri de școală, nu v-am spus, au în jurul la 140 de ani de funcționare. Inclusiv părinții mei au învățat acolo. Deci valoarea, v-am spus, e de 5.830.421. Sper să evoluăm bine. Deocamdată ne-am apucat de treabă. Suntem în stadiu de început, de execuție. Suntem grafic. Da. Construire sală de sport școlară. Valoarea, să nu mă întrebați, că nu o cunosc, e treaba CNI-ului. Deci eu știu doar atât că eu cu o particip acolo cu 115.000 lei. Dar nu fac probleme, e mai bine așa. Dacă s-ar putea ca CNI-ul ăsta să ocupe de toate lucrurile astea de investiții, noi să le promovăm și dânsi să ocupe de ele. De-abia scăpăm de acea chestie cu suspiciunea. Da. Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuiri și iluminat. De ce plus meu e 550.000 de lei, aproape 100 și ceva de mii de euro. Înființare rețea distribuție gaze naturale, sunt în fază de vize. Iacătă, astăzi trebuie să primesc viza pentru, adică depun totul și plătesc, chiar la OCPI, la metoda urgență, ca în 2-3 zile să-mi elibereze avizul. E vorba de studiile TOPO. Deci ele sunt executate, definitivate, le depunem să primim avizul, pe care îl transmit, SF-ul se pare că e aproape definitivat, așa, și apoi, pe urmă, s-o grămadă de studii, de faze. Trebuie să iau un aviz de la Anif Călăraș, unul la drumurile naționale, unul de la Transgaz Mediaș. L-am deja, dar îmi trebuie pentru branșare. Amonilu, Slobozia, trebuie pentru că mă suprapun cu rețeaua lor. Sau trec pe suprafața conductei de adupțiune de apă care duce la ei, avizul municipal de la Slobozia, îmi mai întrebe la STS, la telecomunicații, mi-a APN Ministerul Apărării și așa mai departe. Vă dați seama, sunt foarte multe avize și foarte multe studii de lucrat, pentru că pentru fiecare aviz trebuie să înaintezi un studiu. Dar nu ne facem probleme. Deci cu gazele știm foarte bine că poate să dureze și 2 ani. Acest proiect până când se promovează și până când se finanțează. Asta este, ca orice proiect dintr-ăsta mare, mai ales că acest proiect va deservi mai multe localități. Nu numai Roseți, va deservi și Dichiseniu, și Unirea, și Jăgăria. Și vor rezolva treburile și aici. Important este că ați demarat... Da, da. Cu problema cu modernizarea iluminatului public și extindere, distribuție, rețea de curent electric. Asta sunt nevoit să stau pe loc cu începute lucrările, bare fapt suntem aproape de final, dar sunt nevoit să stau pe loc pentru că aștept un program pe care să depun. Pentru că ar fi imposibil ca o localitate cum Orusețu să suporte toate cheltuielile astea, sau mai ales toate cheltuielile la toate proiectele care le am eu aici în derulare. Nu se poate. Mai am o remiță de făcut pentru că mai mă dotez anul ăsta, mă dotez cu un buldo excavator și în felul ăsta am terminat cu contractul cu diferite societăți pe perioada pe perioada de iarnă. Pentru dezăpezire. Eu am descurcat anul trecut numai cu utilajul meu, dar în condițiile în care a fost un an bun, n-a fost precipitații multe și n-a fost zăpezi mari și n-am avut probleme. Dar am rezolvat-o. Adevărul este că societatea cu care am contract și niciodată n-a venit și am tins mâna ca să le dau bani înapoi. Ne-am ajutorat unul pe altul. Eu cu utilajul meu, ei cu utilajul lor și am rezolvat treaba în comună. Și fără bani. Deci mă dotez cu un buldoi excavator, mă dotez cu o vidanje, una costă buldoi excavator în jurul la 580.000 de,
de lei, vidanjea 650 și acum, dacă mă întrebați pentru ce vidanje, vă spun. Îmi rămân 25-30% din cetățenii localității care au apă, dar nu au posibilitate să branșeze la canalizare. Pentru această zonă, o zonă mai joasă, e vorba de cartierul, sectorul 1, și de Valea toată, tot ce este dincolo, în partea de sud, de DN3B. Curba de nivel e mult mai joasă și trebuie promovat de către proiectant o altă soluție de proiect acolo pentru acești cetățeni. Până când se va promova proiectul și până, folosesc această vidanje unde colectez apele din fosele pe care ei, oamenii le au, septice, și, bineînțeles, le deversez în canalizare. Oamenii plătesc foarte bine și cu asta basta să rezolvă treaba și treaba lor provizorie. Dar vidanja ne este necesară și pentru a face două spălări, cum este graficul de exploatare a acestei rețele canalizare, două spălări în fiecare an ca să putem să funcționăm cum trebuie. Ce să vă spun? Sunt multe de făcut, dar aștept. Și anul viitor cu ce gânduri începeți? Păi vă dați seama numai câte proiecte am în execuție. Să le continui, apoi pe urmă sunt astelalte care sunt deja în execuție, în fază de SF, iară până se promovează și durează un an, un an și ceva. Dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Cealaltă problemă cu locurile de casă ale pentru tineri, cei care fac obiectul legii 15, deja s-a rezolvat, puzul este definitivat, l-am recepționat. Acum, condițiile să le supun aprobării Consiliului Local, pentru că tot ce se face, se face prin acești oameni care sunt reprezentanții cetățenilor din comună. Să atribuie locuri de casă, tinerilor, e foarte un pus foarte bine pus la punct, foarte bine făcut. Eu zic că toate sunt bune. Dacă aș fi ajutat și din punctul ăsta de vedere cu rețeaua de distribuție energie electrică, toate se rezolvă, mai ales că acolo e vorba de vreo 240 de locuințe. Și solicitări am. Solicitările sunt. N-or fi pentru 240, dar încet încet le rezolvăm. Trama stradală e rezolvată. În primăvară, cu propriile noastre forțe, în regie proprie, o să bag rețea de apă acolo, în zonă. Deci, două utilități sunt rezolvate. E treaba cu energia electrică. Dacă și asta se rezolvă și am înțelegere, se rezolvă și 240 de familii vor fi familii fericite prin alocarea acestor suprafețe de teren. Bineînțeles că noi o să avem grijă ca proiectele să fie așa cum ar trebui să fie, să aibă conform puzului să corespundă solicitărilor, adică condițiilor care ne sunt impuse prin puz, adică ele trebuie să aibă o distanță de la stradă și noi o să căutăm să facem anumite, ca să fie frumos, să nu fie un prag de sărbători? Un aspect frumos. Un prag de sărbători, de Sfântul Nicolae, ca de tot, ca de fiecare dată, în fiecare an, de când sunt primar, s-a alocat o sumă și o să cumpărăm în jurul la vreo 650 de pachete pentru copiii de la grădință și clasele 1-4. Pentru cei mai mari, am zis că nu putem rezolva problema și, de fapt, sunt mai mari. Dar pentru copiii ăștia mici, ăștia așteaptă pe Moș Nicolae așa cum l-așteptam și noi când eram mici. Diferite acțiuni la Căminul Cultural, ați văzut și de sărbătoarea națională, ziua națională. Am avut o acțiune dintre asta, copiii la școală, cu oameni, cu consilieri, au fost peste aproape 200 de oameni. Așa, ne-am întreținut, am avut și o, cum să vă spun, o masă comună așa cu toți.
Și a fost frumos, frumos. Ne-am respectat datoria către pentru această zi. Urmează ca de sărbătorile astea, am înțeles de la domnul director că pe 17 avem o acțiune la Căminul Cultural. N-am mai stat de vorbă cu doamna director de Căminul Cultural, că dânsa are în program mai multe acțiuni dintre astea, dar de fiecare dată îmi dă telefon și mă surprinde cu ideile, știi? Dar asta e viața, ce să facem? Activitatea culturală ne reprezintă. Doriți să le transmiteți oamenilor un mesaj în prag de sărbătoare? La mulți ani. La mulți ani tuturor, să fie convins că ce ne-am propus, aia vom face și că mergem înainte. Chiar dacă o să avem pierdici, o să mergem înainte, ne vedem de treabă, indiferent ce va fi. De fapt, pentru asta am fost ales și pentru asta și de-aia mă bucur de încrederea lor. Iar cât privește accidentul cu alegerile prezidențiale, vă spun eu, asta a fost alegerea cetățeanului de Roseți. Deci, atât la alegerile prezidențiale cât și la alegerile locale, oamenii aleg om. Și cu asta s-a terminat. Ăsta e singurul răspuns pe care trebuie să vi-l dau. Mulțumesc!